interzis minorilor sub 12 ani fără acordul părinților. Genul programului, talk show. Stimați telespectatori și bun regăsit la Design Perfect. Astăzi vorbim despre legătura dintre mediu și evoluție, dar și despre împământare în acest context. Alături de mine, ca în fiecare seară de luni, Ramona Popescu, bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor care urmăresc această emisiune. Am ocazia să vorbesc cu oameni prin diferite modalități și de fiecare dată aflu cât de importantă este întâlnirea noastră și vă mulțumesc tare mult că existați și că ne urmăriți și că sunteți prezenți alături de noi și cu siguranță facem tot ce ține de noi ca să fie lucrurile mai bine pentru toți. Deci asta am vrut înainte de orice și chiar și în seara aceasta și în multe ediții când se poate, chiar vă invităm să comentați pe chat dacă aveți și voi soluții referitoare la situațiile pe care le aducem în discuție sau dacă aveți întrebări, poate reușim să întrebăm, să răspundem la ele în direct. Dacă nu, am observat un lucru extraordinar, că s-a creat o comunitate, aș putea să spun o comunitate Design Perfect, deși oamenii care urmăresc Design Perfect urmăresc și alte emisiuni, la fel de frumoase, de pe Canal 33, dar am observat că de multe ori după emisiuni se adresează întrebări în comentarii și răspund între ei. Mi se pare extraordinar, adică nu trebuie să răspundem noi neapărat, ok, răspundem și noi, dar ce mi se pare frumos este că deja oamenii împărtășesc din experiențele lor, din cunoașterea lor, suntem unici și mi se pare extraordinar și vă mulțumesc și pentru acest lucru. Acesta este unul dintre motivele pentru care de multe ori nici nu mai răspund la întrebări, pentru că deja se răspunde la ele și mi se pare prea frumos. Adică îmi place așa să curgă. Deci mulțumim tare mult. Mulțumesc foarte mult, Ramona, și mă bucur pentru această comunitate. Da, și eu mă bucur tare mult. Cred că prin astfel de comunități se poate aduce schimbarea la nivelul multor oameni. Da, iar tu ești catalizatorul acestei comunități. Așa. Ei, nu sunt singura, dar mă bucur că există. Mă bucur să o văd cum se dezvoltă, cum devine din ce în ce mai dinamică și vreau să mai salut pe cineva, pentru că poate să vă sune într-un fel sau altul, dar sunt niște copii fabuloși care urmăresc această emisiune. Mititei, care chiar își exprimă opinia când mă întâlnesc cu ei, îmi spun ce preferințe au și au spus că vor și ei să fie ca noi. Deși, din punctul meu de vedere, sunt niște maestri. Chiar am avut o discuție galactică, am putea spune, la Târgu Jiu cu un băiat extrem de senzitiv și de sensibil și da, și mi-a spus că urmărește emisiunile și că unele i-au plăcut. Probabil că nu toate, dar unele i-au plăcut. Deci mulțumesc tare mult și te salut, Matei, dacă ne urmărești în seara aceasta și nu doar pe tine, dar da, mulțumesc tare mult. Întorcându-ne la tema pe care ne-am propus-o pentru astăzi, care este relația, care este conexiunea dintre noi și mediul? Cred că este o relație foarte dinamică și este o comunicare cumva din ambele sensuri. Este important să ne amintim că noi suntem extrem de complexi, suntem multidimensionali și avem întotdeauna, oriunde am fi, în orice realitate, un sistem adaptat realității respective și un sistem, am putea spune, spiritual, însemnând
potențialul acelei realități, potențialul spre care poate tinde acea realitate. Deci am putea spune că avem și un echipament subtil care ne conectează cu realitățile superioare, cele în care suntem. În această realitate avem un corp fizic care este perfect adaptat la planeta Pământ și putem să menționăm câteva lucruri vis-a-vis de acest lucru de în direcția aceasta, dar avem și, să spunem, componente care țin de corpul spiritual, care ne ajută să ne conectăm cu realități subtile, și acelea sunt mai degrabă acele abilități pe care noi așa le numim abilități, printre care și intuiția. Dacă ne întoarcem la conexiunea dintre noi și planeta Pământ, pentru că noi acum suntem într-o călătorie într-o realitate fizică susținută de planeta Pământ. Desigur, sunt și alte planete care susțin cu siguranță viața și realitatea fizică. Dar nu cele cunoscute de noi neapărat. Mai mult sau mai puțin, să spunem. Dar cu siguranță sunt și altele, dar acum ne referim special la frumoasa noastră planetă Terra. Noi știm că avem deja, că avem un câmp, că suntem o energie, de fapt, inteligentă, cu anumite caracteristici, cu unicitatea ei, fiecare dintre noi, dar în această unicitate trebuie să există o conexiune cu mediul în care evoluăm. Și această similaritate, dintr-un anumit punct de vedere, constă, de exemplu, și în acest câmp electromagnetic pe care îl avem, pe care îl are și inima noastră și care este aliniat perfect la câmpul electromagnetic al planetei. Asta este un lucru important pe care trebuie să-l știm. Deci, și conectarea cu planeta înseamnă, de fapt, o armonizare, o aliniere între câmpul nostru electromagnetic și cel al naturii? Și cel al naturii, dacă am spune că natura este planeta, dar vorbim și de corpul fizic al planetei, câmpul e electromagnetic. Natura o văd așa ca pe un aspect foarte subtil al planetei, deși dacă ne gândim dincolo de ce înțelegem noi prin natură, copaci, vegetații și așa mai departe. Este un maestru al echilibrului. Dar suntem conectați electromagnetic cu câmpul planetei Pământ și în același timp mai primim informații și despre faptul că inclusiv energia solară, pentru că planeta noastră face parte dintr-un sistem solar, energia solară influențează câmpul nostru mental. Și cum soarele este considerat o stea tânără și imprevizibilă, comparativ probabil cu altele, și mentalul nostru este oarecum imprevizibil, exact cum este un tânăr mai, poate câteodată mai lipsit de diplomație, care încă nu a atins acel echilibru specific vârstei înaintate determinat de multiple experiențe. Dintre multe civilizații, poate subtile, să spunem, care există prin sistemul nostru solar, se pare că noi, fiind într-o fază de început pe scara evoluției, suntem puțin mai sensibili la energia solară decât alte tipuri de conștiință. Ideea este că există această conexiune între noi, planeta în care existăm și sistemul solar în care planeta noastră există și de ce nu se poate merge și mai departe. Putem vorbi de o convergență de evoluție sau de o susținere reciprocă în evoluție între noi și planeta? Da, am putea să vorbim despre asta. Pentru că, haideți să ne gândim la planeta Pământ. Cât timp ea a fost în dimensiunea 3, a permis sufletelor venite la întrupare cu un nivel de conștiință de dimensiune 3, să spunem, să învețe ce înseamnă o realitate fizică în condițiile sau conform regulilor date de această realitate. De asemenea, mai spuneam în alte emisiuni că un corp fizic este o extensie a conștiinței, iar corpul nostru fizic este bazat foarte mult pe carbon. Da? Asta se vede cumva în comportamentul nostru și în condiționările legate de hrană.
trebuie să, să consumăm un anumit tip de alimente pentru a putea supraviețui cu un corp de carbon, comparativ cu siliciu carbon, siliciu și așa mai departe. Adică corpuri din ce în ce mai subtile care încep să se alimenteze din ce în ce mai mult dinspre energii cosmice, prana, energie solară și așa mai departe. Încă nu suntem acolo. Deci acest nivel 3 al planetei ne permite și ne-a permis foarte mult timp să evoluăm aici. De asemenea, sufletele care prin propria evoluție se duceau destul de departe, vorbeam și în alte emisiuni că acea înălțare are loc când suntem undeva în jumătatea superioară a dimensiunii 5, care înseamnă o energie mult mai subtilă. Acele suflete care se apropiau de această zonă, multe dintre ele, nu toate, pentru că avem foarte mulți meștri care au ascensionat de pe planeta Pământ, dar foarte multe alegeau să plece în ultima perioadă a evoluției și spre alte planete, poate la care aveau altă, care susțineau un alt nivel de conștiință. Odată cu evoluția planetei Pământ, cu trecerea ei în dimensiune 4, din ce în ce mai multe suflete de dimensiune 4, 4 superior, chiar 5, pe care noi le percepem ca fiind înțelepte sau bătrâne, încep să vină pe această planetă. Lucru care era puțin mai dificil înainte. De aceea aș putea să spun că planeta sau evoluția planetei influențează evoluția noastră, cel puțin aici pe Pământ. Un nivel maximum de evoluție al unei planete va condiționa cumva și un nivel maximum al nostru de evoluție. Ea, la rândul său, este influențată de nivelul de evoluție pe care l-a atins sistemul nostru solar, între alte sisteme solare. Sunt sisteme solare cu o energie mult mai subtilă, care permit existențe în diferite forme cu o conștiință mult mai extinsă decât permite sistemul nostru solar. Așa cum există, de exemplu, și galaxii mult mai numite mai complexe sau considerate mai complexe, cum este Andromeda, care permit, prin complexitatea lor, să spunem, evoluția unor conștiințe mult mai complexe decât a noastră. Deci, sau a civilizațiilor care pot fi în galaxia noastră. Deci, există o corelare că, bineînțeles, se bazează și pe o lege a rezonanței și mai vorbeam noi despre acest lucru. Și deci ea facilitează venirea unor conștiințe superioare, iar aceste conștiințe superioare, împreună cu toate celelalte, influențează la rândul lor planeta, se creează un circuit? Da, am putea să spunem că există și această influență dinspre noi. Primul nivel de influență este cel mai vizibil pentru toți, este cel fizic, în care noi influențăm direct mediul prin acțiunile pe care le întreprindem. Dar putem să vorbim un pic și despre faptul că odată cu evoluția noastră ne ieșim treptat din acele atribute care țin de ego, de competitivitate, de separare și ne îndreptăm din ce în ce mai mult, ne deschidem din ce în ce mai mult către iubire, către înțelepciune. Și din acest motiv, comportamentul nostru vis-a-vis de ceilalți și de natură și de planetă se schimbă. Și la un moment dat chiar îmi notam aici, spuneau maestrii că odată cu această evoluție a noastră determinăm o sinergie, un întreg, începem să conturăm acel întreg în plan fizic, în care frumusețea evoluției noastre completează cumva frumusețea evoluției planetare. Acesta la un alt nivel, da? Deci la nivel emoțional, mental, să spunem. Există și o influență spirituală asupra planetei? Aici, da, și putem să vorbim despre un lucru interesant din punctul meu de vedere, care poate fi important, l-am mai menționat și cu alte ocazii, dar poate e important să-l mai aducem o dată în discuție, și anume acela că întotdeauna
ceea ce știi despre energia cu care te conectezi, pentru că vorbim despre zona de spiritualitate, se manifestă. Și aici aș vrea să revin puțin la faptul că noi avem aceste componente, două componente, componenta telurică, care ne conectează cu planeta Pământ și este specifică planetei Pământ, care constă în corpul fizic, și componenta noastră cosmică, poate o putem relaționa cu esența noastră divină. O interfață între aceste două componente poate fi mintea, care ne ajută să supraviețuim strict în această realitate, este perfect adaptată acestei realități, dar în același timp, mintea mai este numită și un mental inferior, comparativ cu cauzalul, cu mentalul superior sau cu ceea ce am numit un prim nivel de corp spiritual, care ne duce puțin spre accesarea realităților superioare. Iar este exact la acea limită, deci poate este prima care accesează, poate, energiile superioare, le procesează și le trimite în planetă. Suntem ca un copac cu crengile care ar însemna zona noastră cosmică și cu rădăcinile care ne conectează cu mama Pământ. Și avem nevoie în egală măsură și de substanțele avem din Pământ la nivelul copacilor, dar și de lumina soarelui pentru fotosinteză. Exact. Iar atunci când noi aflăm o informație, uite, energia asta te poate ajuta într-un anumit fel, uite, acest maestru te poate ajuta într-un anumit fel, uite, conectându-te intuitiv cu un înger, te poate ajuta în acest fel. Toate aceste conectări sunt cu energii. Conștiințele, energiile vindecătoare sunt energii sau alte tipuri de energie, da? Totul este energie. Tu, în momentul în care folosești conștient o energie care are inteligența ei, deci știi ce faci când o folosești, o împământezi sau o ancorezi în planeta Pământ sau o aduci mai aproape de energiile planetei Pământ, cu alte cuvinte, o ajuți să se manifeste mai rapid la nivelul realității oferite de planeta Pământ. Deci și așa influențăm, pentru că noi tot accesând aceste energii înalte, oferim un suport planetei Pământ în suntem evoluția sa. Suntem niște antene pentru planetă? Suntem niște puncte de ancorare mai degrabă, pentru că noi avem mai multă armonizare cu planeta prin construcția noastră, prin acea parte telurică a noastră, decât acele energii care sunt foarte înalte. Dar în același timp avem și acea antenă care atrage acele energii foarte ușor. Iar totul, tot acest proces, iar spuneau maestrii și mi-a plăcut foarte mult cum au spus, oferă valoare sau aduce valoare sau noi prin ceea ce facem, lucrând conștient pe zona de spiritualitate, aducem valoare în conținutul energetic al planetei. Ceea ce mi se pare foarte frumos. Conceptul de împământare se folosește tot mai des în ultimul timp. Poate s-a și bagatelizat un pic sau a devenit poate tratat superficial. Credem că știm despre ce este vorba, dar cât de bine cunoaștem acest fenomen? Ce înseamnă de fapt împământare? De fapt, tot timpul o să mai descoperim lucruri. Cât am crede că știm, întotdeauna vom descoperi lucruri noi. Împământarea poate fi abordată mai ocult sau mai adaptat la viața de zi cu zi. Dacă ne-am duce un pic pe zona mai abstractă, deși nu este abstractă, este important să ne amintim că înălțarea, deci capacitatea de a exista într-o permanent într-o realitate superioară, presupune măestria realității imediat inferioare. Deci trebuie să măestrești această realitate ca să poți să existi într-un mod firesc în următoarea realitate. Și cum realitatea aceasta în care suntem este pe Pământ, pe planeta Pământ, atunci de aici vine și această împământare. Odată cu spiritualitatea a început să vorbească din ce în ce mai mult despre împământare și poate nici nu am realizat prea bine de ce se aduce atât de mult împământarea în atenție, pentru că un maestru știe întotdeauna că pentru a putea să fie acolo, trebuie să știi să fii aici. Deci aici, în zona aceasta, dai examenele. O definiție pe care o dau maestrii a măestriei într-o realitate
oarecare, indiferent care este ea, este să fii capabil să accesezi principii superioare acelei realități și să le împământezi, să le aplici în această realitate pentru a o schimba. Și ne amintesc că noi trăim în propria manifestare. Deci noi trăim într-o realitate pe care noi o creăm. Deci împământarea înseamnă aplicabilitate întotdeauna. Nu contează cât te duci de sus te duci, contează ce faci cu ceea ce accesezi acolo. Ești capabil să aduci? Deci sunt niște semințe pe care le captăm și pe care le sădim pentru a rodi ceva? Exact. Iar prin acest proces transformăm mediul și toate regatele care există în acest mediu și, bineînțeles, și propria realitate. Bine, primul pe care cred că îl transformăm, sau mă rog, vizibil, ar putea să fie chiar corpul nostru, înainte de a fi canalul prin care influențăm planeta. Bineînțeles, pentru că el trebuie să poată permite facilitarea conștientizărilor, energiilor, acțiunilor, până la urma manifestării. Oricum, de la noi pornește tot. Dar când vorbim despre împământare, ne gândim în primul rând la a transforma o realitate. Știi? De aici, de aceea că poate unul se așteaptă să vorbesc despre altceva și o să vorbim despre altceva referitor la împământare, dar de aceea spuneam că este și o abordare mai abstractă, mai ocultă. De fapt, asta înseamnă să împământezi, să transformi această realitate respectându-i legile, respectându-i regulile. Asta înseamnă să fii prezent în ea. Să fii conștient când acționezi în ea conform principiilor ei. Asta înseamnă să fii împământat. Nu înseamnă să faci 15 lucruri deodată și să nu poți să faci nimic sau să faci automat. De exemplu, cum spun maestrii, a fi prezent, sau cum dădeau ei exemplele acelea frumoase și au mai venit și invitați și vorbeau despre acest lucru. Un exemplu de a fi prezent, de a fi împământat, este să respiri conștient. Asta ce înseamnă? Înseamnă să fii conștient de acțiune în sine și de rostul ei. Adică, eu respir. Da? Sunt conștient de faptul că respir, dar sunt conștient și de ceea ce se întâmplă atunci când respir sau de ceea ce pot să fac atunci când respir, ce atribute pot să atrag în corpul meu, ce energii înalte pot să las să curgă prin corpul meu. Dacă ne referim pe de altă parte la meditații, la momentele în care noi, și aici mă refer la cei care practică conectarea cu realitățile subtile, atunci maestru Zhval Kul, tibetanul care este un maestru în meditații, spune amintește-ți mereu unde ești și de unde pleci când te duci în conectarea cu lumile superioare. Cu alte cuvinte, amintește-ți mereu de ce faci asta, ca să aplici în viața ta de zi cu zi. Deci o altă definiție a împământării înseamnă a aplica în viața ta de zi cu zi acea înțelepciune pe care o accesezi în diferite feluri, fie că în diferite modalități. Nu poate fi o piedică împământarea, în ascensionarea în nivele, în dimensiuni superioare? Nu te poate trage în jos spre... Există această, am mai auzit această convingere, dar mă întrebau și oameni și pe la cursuri, dar dacă mă împământez, dacă nu mai pot să urc atât de mult pe cât vrem, da, dar împământarea aceasta nu este un șnur, nu este o coardă fizică de o anumită lungime, este doar o intenție pe care tu o pui ca, indiferent unde călătorești, să îți amintești că ești aici pe planeta Pământ și că aici este important să folosești ceea ce înveți sau ceea ce primești din conexiunile superioare. Am putea vorbi puțin despre poate avantajele
împământării atunci când medităm. Pentru că este important să ne împământăm înainte să începem o meditație. Și chiar am văzut că întreba cineva aici de starea de veghe sau de faptul că alunecăm în stare de somn. În momentul în care noi ne conectăm cu energii înalte, de obicei energii cu care nu suntem neapărat obișnuiți sau corpul nostru nu le-a integrat suficient, atunci zona aceea de mental pe care noi o numim conștient tinde să se relaxeze și să se piardă în conștiință, care conține și subconștient și inconștient, deci să se piardă în întreg. Iar efectul acestei alunecări sau decuplări de la realitatea fizică este starea de somn, aluneci în stare de somnolență. Nu este niciun fel de problemă dacă se întâmplă acest lucru, nu este absolut nimic grav. Eram la conferințele lui Dalai Lama și cineva a întrebat din public și ce se întâmplă dacă adormim în timpul conferințelor, meditațiilor, și Dalai Lama cu umorul specific a zis: enjoy yourself, simțiți-vă bine. Exact. Ei bine, aici în zona de împământare, dacă, de exemplu, vreau să am asta este minunat, dacă, de exemplu, vrei să meditezi înainte să adormi, pentru că vei rămâne cu energiile, cu vibrațiile pe unde erai înainte de a aluneca în somn. Dar dacă vreau să meditez, să mă conectez cu conștiință și să primesc să adresez întrebări, să primesc, nu știu, informații, atunci mă va ajuta să rămân într-o stare de vigilență. Iar împământarea, înainte de meditație, poate să prelungească puțin starea de trezie sau te menține poate mai mult timp treaz decât, sau nu aluneci foarte repede în stare de somn. Bineînțeles că se poate și cu toată împământarea din lume să ai decuplări de la realitatea fizică, de secunde, de minute, și este ok și asta. De multe ori se lucrează la un nivel ce transcende mentalul și el este pur și simplu... Mi se dă shutdown, nu? Se închide. Da, relaxat o secundă, două, trei, cinci, zece, tocmai pentru a putea să intre energiile fără a fi, dacă ai tu o minte cercetătoare sau prea multe gânduri, analizezi prea mult, să nu poți să faci uneori e un bruiaj pe care îl face mintea noastră și e mai bine să stea liniștită. Da, dar oricum și bruiajul ăsta până la urmă se rafinează prin exercițiu. Deci nu există trebuie să rămân treaz, nu există o durată cât e nevoie să fii treaz într-o meditație. O conștiință cu care eu lucram dintr-o civilizație galactică, în momentul în care adormeam în anumite momente, deci aveam decuplări scurte de minute și reveneam tot în meditație, eram foarte supărată că am pierdut ce am pierdut. Și îmi spuneau în felul următor: cât timp ești conștient pe un lucru, realitățile subtile sunt dincolo de timp și spațiu. Ele există pentru tine cât timp tu ești conștient, ești focalizat pe ele. În momentul în care tu ești defocalizat de la acea realitate, de la acel moment, nu se întâmplă ceva în continuare, ci tu pierzi. Pur și simplu nu este. Ca atunci când, dacă ai dori să intri într-o cameră, într-o anumită realitate subtilă, atunci se creează camera și când ai ieșit din acea cameră, atunci se decrează camera. Deci nu pierdem ceva anume pentru că am adormit și nu este o problemă faptul că uităm ce s-a întâmplat, pentru că oricum acele informații vor rămâne în câmpurile noastre și vor ieși la suprafață în alte momente, în alt fel. Dar împământarea, revenind la ea, ne ajută într-adevăr să ne menținem puțin mai mult starea de vigilență. Timpul de practic. Apoi, cum se procedează? Voiam doar să mai menționez un avantaj. Faptul că ești împământat în timpul unei meditații aduce mai multă aplicabilitate experienței respective, tocmai pentru că ești vigilent și primești informația. Asta nu înseamnă că mintea neapărat va influența foarte mult, dar vei veni cu mai multe informații
în planul tău fizic și le vei găsi mai ușor aplicabilitatea în realitatea ta fizică. Ce ai întrebat? Te-am întrebat despre practica împământării înainte de meditație. Cum o facem? Cum o facem? Există diferite tehnici de împământare. Eu aș recomanda, de fapt, nu aș recomanda, este cel mai des utilizată. Chiar dacă eu vorbesc cu unor oameni despre ea, ei deja știu despre ea. Deci este destul de utilizată, probabil că ni se și potrivește aceea vizualizării cu intenție. Adică îmi propun să trimit energiile mele către planeta Pământ. Și le pot da simboluri, pentru că subconștientul lucrează cu simboluri. De exemplu, pot să le văd precum rădăcinile unui copac, pentru că vorbeam mai devreme că noi suntem ca un copac. Le pot vedea precum rădăcinile unui copac care se îndreaptă către centrul planetei Pământ și se prinde de cristale din centrul planetei Pământ. Acesta este un mod foarte simplu de a te împământa. Acum, aici este un punct sensibil pe care unii oameni, peste care unii oameni încă nu au trecut. Și anume, cum adică să vizualizezi cu intenție, nu este cumva o închipuire a minții? Și aici vreau să atrag atenția asupra faptului că echipamentul pe care noi îl avem în această realitate, cel fizic, nu ne ajută să ne conectăm cu realitățile superioare. Deci dacă vrei să alergi cu un costum de scafandru, cum mai vorbeam și în alte ocazii, nu vei reuși neapărat să alergi foarte mult. Noi avem în noi echipament care ne ajută subtil, care ne ajută să ne conectăm cu realitățile superioare. Și aici vorbesc despre intuiție, vorbesc despre puterea imaginației, care înseamnă a proiecta creativ informație și, după cum știți, cei care a studiat poate mai mult în zona aceasta și nici chiar suficient de mult, doar puțin, tot ceea ce emitem se duce într-un câmp subtil numit astral, acolo se manifestă, după care revine înspre materializare în primă fază, după care revine spre materializare în câmpul fizic. Deci dacă eu vreau să lucrez cu realități superioare sau subtile, atunci voi folosi partea din mine subtilă pentru a mă conecta și cu ele. Ea se întâmplă întotdeauna instantaneu pentru toți oamenii. Exact. Și există pentru unii oameni diverse forme de a percepe aceste lucruri într-un mod concret și tangibil, ca și în lumea materială. Că unii oameni au o conectare mai intensă, că au o energie mai puternică și mai departe. Dar cred mai mult sau mai puțin că e posibil. Dar intenția oricărui om, odată transmisă, energia lucrează. Ea, exact. Face ceea ce i s-a transmis să facă. După care apar efectele, dar efectele apar de multe ori cu o ușoară întârziere comparativ cu ceea ce se întâmplă în câmpul subtil. Normal, pentru că în câmpul subtil vorbim despre energii mai puternice care se manifestă mai rapid decât energiile dense din câmpul fizic. Mai este necesară împământarea și după meditație? Da, este foarte importantă, pentru că în momentul în care ești conectat în meditații, specificul energiilor, și aici, ca să-ți răspund la această întrebare, aș putea spune că există niște semnale când nu ești împământat, pe care le poți rezolva cu împământări după meditații sau chiar și fără meditații. De exemplu, cum se regăsește, cum vezi dacă ești suficient de împământat? Un om împământat se transpune ca și comportament în realitatea fizică ca un om atent, concentrat pe ceea ce face. Nu ești cu capul în nori. Nu ești cu capul în nori, îți simți propria greutate, nu te simți aerian. Începi, duci la capăt lucruri pe care le-ai început. Deci ești foarte, foarte prezent. Nu ești
lipsit de atenție. Atenția este primul semnal. Apoi un alt semn... Și probabil că dispus spre acțiune. Pentru că dacă ești suficient de împământat... Ești focalizat. Ești focalizat pe ceea ce ai de făcut. Indiferent ce înseamnă acea acțiune, ce e de făcut în plan fizic. Inclusiv atunci când stai de vorbă cu cineva, când ești împământat, ești prezent în acea discuție, ești cu totul, cu atenția la acel om. Nu, cum știți, că nu se mai întâmplă. Gen, celălalt vorbește și tu te uiți la el, asculți aparent, dar gândul tău este cu totul în altă parte. Deci, un alt semn al lipsei de împământare este electricitatea din corp. Ați văzut că există de multe ori care se întâmplă și din cauza faptului că stăm foarte mult în jurul unor echipamente, dar și din cauza faptului că toate energiile conțin electricitate și dacă sunt energii înalte, atunci și nu curg, aici este un aspect foarte important, nu curg prin noi, ci rămân cumva în câmpurile noastre, atunci câmpul nostru electromagnetic simte și dă semnale. De aceea este important când ieșim dintr-o meditație, tocmai pentru că ne conectăm la tot felul de energii înalte, să practicăm împământarea. Ne va readuce cu atenția, cu focalizarea aici și acum și ne va readapta practic la această realitate. Ne va ajuta să ne concentrăm pe tot ce avem de făcut și să fim în siguranță. Imaginează-ți un om neatent, pentru că spuneam că lipsa de împământare determină neatenție, un om neatent care se urcă la volan și pleacă după ce stă în stare de meditație, în energii foarte înalte. Care aparent e complet contraindicată meditația la volan. Pentru că... Sunt momente potrivite pentru lucruri. Pentru fiecare lucru. Deci este important să revenim aici și să găsim utilitatea, practica sau aplicabilitatea informației, fie că ne analizăm pe noi, fie că lucrăm pe noi în funcție de ceea ce am primit, fie că am primit o perspectivă pe care o putem analiza și vedem dacă o putem lua în calcul sau nu și să și acționăm în direcția ei. Sunt tot felul de tehnici de împământare. Până la tehnici, mai vreau să te întreb ceva la nivel de principiu. O împământare mai bună poate crea cumva un cadru de stabilitate energetică încât să păstrezi pentru mai mult timp sau mai bine integrat în structuri ce ai pescuit din spații? Îl integrează. Așează energia mult mai bine pe structurile tale. Și aici este un exemplu foarte simplu și aici aduc și maestrii foarte, foarte mult în atenție acest aspect. Aveți grijă întotdeauna să lăsați energiile să curgă, pentru că împământarea înseamnă să dai voie energiilor să curgă prin tine. Te conectezi la ele și ele sunt transformate de unicitatea ta, de echipamentul tău, doar pe parcursul trecerii prin câmpurile tale, dar este doar o trecere, dă-le voie să curgă pentru ca ele să aibă acel flux firesc. Altfel, poți, de exemplu, să concentrezi foarte multă energie în anumite zone ale corpului, în partea superioară și să ai probleme, presiune pe care s-o simți, prin durere de cap sau tot felul. Deci, integrează inclusiv la nivel fizic împământarea, integrează mult mai bine energiile în corp. Și atunci când există această dinamică, acest flux relaxat, atunci și tu funcționezi într-o anumită armonie cu energiile superioare, dar și cu cele ale planetei Pământ, cu cele telurice. Iar acum, întorcându-ne la tehnici, pentru că începusei să vorbești... Sunt tot felul de modalități. Una, spuneam că este această vizualizare pe care o poți folosi și când te întorci, când ieși din meditație, adică să-ți revezi energiile tale, cum curg, precum rădăcinile unui copac, dar să vezi acest flux curgător de energie. Ajută foarte mult natura.
să te plimbi, să stai cu picioarele pe pământ, să inspiri aer curat, proaspăt, rece de multe ori, să bei apă, să îmbrățișezi un copac și... Copacul ne ajută mai mult decât faptul că face parte din natură. De exemplu, poți să vizualizezi cum energiile tale se împletesc cu rădăcinile copacului și curg cumva odată cu energiile care trec efectiv printr-un copac fizic. Adică să rogi într-un fel acea energie a copacului să te ajute să înveți să determin, să lași acest flux energetic divin să curgă prin tine, nu să rămână cumva în tine. De aceea aș merge un pic mai departe. Există cu această împământare. Există niște particularități de împământare, nu știu, specific feminine sau masculine? Vezi niște nuanțe? Nu știu dacă neapărat. Poate că, dacă mă întreb pe mine, am mai văzut, de exemplu, pe masculin să lovești pământul cu picioarele. Sunt acele dansuri tribale sau nu neapărat dans tribal, dar pentru că acela și ridică cumva energiile, mai face și alte lucruri, dar să lovești ca și cum te scuturi de ceva, te scuturi de energii, le determini să coboare, să iasă. Asta poate ar fi o tehnică pe care o aș percepe o, nu știu, mai masculină, deși nu știu dacă chiar este cazul. Subtilitatea femininului poate să meargă cumva pentru că este în zona de intuiție spre cristale. Poți să lucrezi cu cristalele pentru împământare. Am mai vorbit despre cristale, sunt cristale care ajută foarte mult în împământare, în general cristalele de culoare închisă, care ne duc spre mama pământ, cum este și onyx, turmalină și multe alte cristale. Am și eu un bonji aici în formă neprelucrată. Prefer forma neprelucrată când se poate. Deci ajută foarte mult și cristalele. Ajută foarte mult respirația conștientă, respirația prin care direcționezi, inspiri energie și când expiri o trimiți, îți trimiți energia în pământ. Întotdeauna principiul împământării este curgerea. Deci este important să faci acest lucru. Spunea cineva și a mai fost o întrebare referitoare la asta, dacă fac împământare când stau la etaj în bloc, și văd că a fost adusă această discuție. Energiile se duc acolo unde le trimitem noi. Noi când punem intenția ca ele să meargă în mama pământ, în planetă, în subsol, practic, ele se duc acolo. Ajută să ai contact fizic, dar nu este ajută să ai contact fizic, dar ele sunt dincolo de spațiu. Deci nu contează că trec prin 5 apartamente, prin casa omului sau... ele se vor duce la destinația finală. Destinația finală este cea importantă pentru energie. Nu pe unde trece ca să ajungă la destinația finală. Da, uite, finală. Acum deschid o paranteză cu o ciudățenie, nu m-am gândit niciodată. Dacă stai la un bloc din ăla de foarte multe etaje... e mult flux de energie diverse versus a sta undeva la o casă unde ești doar tu pe o verticală. Întotdeauna te va ajuta contactul cu pământul, să fii cât mai aproape de pământ, dar să nu uităm că energia este dincolo de timp și dincolo de spațiu. Deci să nu ne limităm singuri, crezând că unele lucruri ar fi mai puțin benefice dacă s-ar întâmpla, de exemplu, la etajul 10 sau la etajul 9. Dar, nu. Dar contează teritoriul, arealul în care faci această împământare din perspectivă geografică? Ce sens? În sensul, dacă eu sunt român, mă împământez mai bine în România nu. Decât în Alaska? Nu are legătură una cu alta. Există zone pe planetă care sunt mai puternice pe împământare. De exemplu, zona muntelui Shasta, este, fiind o ceacră de împământare acolo, într-adevăr, ajută energiile să se ancoreze mai ușor în energiile superioare, se ancoreze mai ușor în energia telurică. Dar valabil pentru toți oamenii care ajung acolo. Valabil pentru toți oamenii și de asemenea nu este neapărat să ajungi într-un anumit loc. Pământul în sine, elementul pământ ne ajută foarte mult, planeta ne ajută foarte mult și dacă nu reușesc să fiu în contact cu pământul,
intenția pe care o trimit, care se manifestă mai întâi în plan fizic, deci pune energiile în mișcare, pentru că eu când pun intenția să mă împământez, dau drumul, încep să pun energiile în mișcare. Și atunci nu contează unde sunt. Energiile încep să curgă din câmpurile mele, adică să determine acea curgere continuă, acel flux continuu. Asta este important. Să nu fie blocate, să nu rămână pe loc. O concluzie de final? Cum o simți pentru această temă? Maestrii unei realități sunt poate unii dintre cei mai împământați oameni, pentru că nu trăiesc pe pilot automat, pentru că sunt prezenți aici și acum, pentru că savurează fiecare secundă din existența în plan fizic, într-un mod conștient, știind că aici se pregătesc pentru nivelul superior. Împământarea este extrem de importantă pentru înălțare. Cu cât ești mai împământat, într-un mod superior vorbind, cu atât ești mai pregătit să te înalți. Și în al doilea rând, fiind prezent în ceea ce faci și conștient de ceea ce faci, ești din ce în ce mai reunit, mai în conexiune cu mediul înconjurător. Îl integrezi în existența ta și devii un întreg. Și în acel moment, evoluția fiecăreia dintre părți va amplifica cealaltă parte. Îți mulțumesc foarte mult, Ramona. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri, pentru că ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim cu Ramona Popescu luna viitoare la aceeași oră. Pe curând!